În cadrul fondului ONU pentru populație, astăzi voi modera evenimentul de semnare a memorandumurilor de colaborare între UNFPA și cele 5 companii din sectorul privat, și anume Orange Moldova, Panilino, Fitesco, Premier Energy Distribution și Asena Textil. Ne-am dorit foarte mult ca această ceremonie să se desfășoare cu prezență fizică, dar reieșind din situația pandemică din țară nu ne permite deci acest lucru și de acest motiv am organizat evenimentul online, ca să ne asigurăm că respectăm măsurile de protecție recomandate pentru a opri răspândirea virusului COVID-19. Vă mulțumim că sunteți alături în cadrul acestui eveniment, când cele 5 companii vor semna memorandumuri de colaborare cu UNFPA Moldova cu scopul de a aplica politici prietenoase familiei la locul de muncă pentru circa 5.000 de angajați. Evenimentul face parte din proiectul Mai multe oportunități prin politici familiale sensibile la gen pentru sectorul privat din Balcanii de Vest și Republica Moldova, care este finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și este realizat de către UNFPA în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum și Camera de Comerț și Industrie. Alături de noi sunt astăzi online și colegii din cadrul biroului regional, cât și din Albania și Kosovo, care parcurg același exercițiu ce vizează implicarea companiilor din sectorul privat în oferirea condițiilor mai bune pentru angajați și rezultate mai mari pentru angajatori. În cadrul proiectului, companiile vor fi ghidate și instruite cum să asigure politici prietenoase familiei la locul de muncă. Bunele practici, ca de exemplu implicarea taților în creșterea copiilor, dezvoltarea unor programe de sănătate pentru angajați sau oferirea spațiilor pentru alăptare, camere de odihnă pentru angajați, sunt doar unele practici care împreună dezvoltate pot permite bărbaților să combine viața de familie cu munca. Acum vă invităm să urmăriți o animație video cu mai multe detalii despre acest proiect. Vă rog, regia, să proiectați animația propriu-zisă. În Republica Moldova, 9 din 10 femei cu copii de până la 3 ani nu sunt angajate în câmpul muncii. Se estimează că femeile investesc de circa 3 ori mai mult timp pentru lucrul casnic și cel de îngrijire în comparație cu bărbații, deși tații au și ei posibilitatea să beneficieze de concediu de îngrijire a copilului. În 2019, mai puțin de 8.000 de bărbați au profitat de această oportunitate. În rezultat, femeile fie nu reușesc să-și atingă potențialul în carieră, fie aleg să aibă mai puțin copii decât și-ar fi dorit, fapt ce dăunează familiilor, economiei și întregii societăți. Politicile prietenoase familiilor, adoptate de guvernele și mediul de afacere din unele țări, au dus la sporirea numărului de femei angajate și au adus multe alte beneficii. Spre exemplu, accesul rapid la facilitățile de alăptare la locul de muncă au demonstrat efecte pozitive asupra reducerii frecvenței și duratei depresiilor postnatale și diminuării riscului de cancer mamar. În plus, recuperarea investiției pentru crearea acestor spații se realizează cu un surplus de 200%. Atât guvernul, cât și sectorul privat trebuie să ofere părinților programe de lucru flexibile, concedii medicale și de îngrijire a membrilor de familie bolnavi sau cu dizabilități, programe de sănătate pentru angajați, spații pentru alăptare și camere de odihnă pentru copii la locul de muncă. Toate acestea pentru o comunitate sănătoasă, o creștere economică și un impact demografic pozitiv, condiții necesare unei dezvoltări durabile a țării noastre. Iată de ce Fondul Organizației Națiunilor Unite pentru Populație, cu susținerea Agenției Austriece pentru Dezvoltare, va ghida companiile din sectorul privat și guvernul în extinderea politicilor și practicilor prietenoase familiei. Deci, aceste fiind spuse, vreau să o invit acum pe doamna Neghina Bazada, reprezentantă rezidentă a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, Republica Moldova, să deschidă acest eveniment și să ne relateze despre așteptările acestui parteneriat. Dear Neghina, please, the floor is yours. Thank
Thank you very much. Vă mulțumesc mult. Bună dimineața tuturor. Excelență, dumneavoastră, doamna Stella Valoni, doamna Alina Crețu, reprezentantă a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, domnule Sergiu Harea, din partea Camerei de Comerț și Industrie, dragi directori și reprezentanți ai diverselor companii, dragi colegi, este o plăcere pentru mine, în calitate de reprezentantă rezidentă UNFPA, să fac parte din acest eveniment pentru a veni cu un nou moment în ceea ce privește promovarea politicilor responsabile și sensibile la dimensiunea de gen. Astăzi vom semna memorandumul de înțelegere cu un set de companii și astfel ne vom pava posibilitatea de a include acest model în aceste afaceri, care include egalitatea de gen și de asemenea duce la o modalitate mai inclusivă de progresare a societății. Vreau să utilizez această oportunitate astfel încât să mulțumesc companiilor Campion, Orange Moldova, Panelino, Fidesco, Premier Energy Distribution și de asemenea Asena Textil. Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați aderat împreună cu UNFPA și Agenția de Dezvoltare Austriacă în această transformare și vă mulțumim pentru angajamentul dumneavoastră, astfel încât să extindeți posibilitățile pentru angajații dumneavoastră și familiile lor. Acest program se realizează în Republica Moldova și de asemenea în Balcanii de Vest și își propune drept scop să susțină persoanele, angajații în ceea ce privește modalitatea de a face parte de o viață de familie și viață de muncă în comun. De asemenea, am mare plăcere să anunț că circa 5.000 de angajați din Republica Moldova care sunt angajați în aceste 5 companii, femei și bărbați, vor beneficia de un mediu mai sensibil la dimensiunea de gen și astfel vor avea posibilitatea să combine viața de familie și cea profesională. Acest fapt este în mod specific important pentru părinții cu copii mici și pentru angajații care au nevoie să aibă de îngrijire pentru membrii de familie mai în vârstă. Dragi prieteni, pandemia de COVID-19 a indus probleme importante pentru familie și a plasat aceste probleme în vârful agendei. Într-adevăr, avem parte de mulți angajați care lucrează de acasă împreună cu copiii dinși și astfel au provocări mari. Și astfel, această provocare a devenit și o provocare pentru angajatori. Și, într-adevăr, avem nevoie de soluții pe termen lung, astfel încât să avem parte de niște politici de angajare care să fie mai prietenoase familiilor și dimensiunii de gen. Astfel, acest suport pentru familie este o modalitate de a crea incluziune, de a crea un mediu de muncă mai sustenabil. De asemenea, acele investiții care vor fi făcute de către companii într-un astfel de model de afaceri va fi enorm, deoarece va duce la un nivel mai înalt de atractivitate, va duce la un nivel mai mare de recrutare angajaților și de asemenea va duce la un nivel mai mare de loialitate a angajaților față de companii, dar va spori de asemenea și competitivitatea companiei și de asemenea va duce la un brand mai bine cunoscut pe piață. Și vom avea de asemenea și de o cooperare mai bună. Astfel, adițional, în ceea ce privește dezvoltarea de noi competențe care sunt necesare pe piață, vă rog frumos să vă întrebați câte multe tactici și soluții inovative dumneavoastră aduceți atunci când dumneavoastră negociați careva contracte pe termen lung. Și atunci veți vedea că, într-adevăr, putem găsi diverse abordări care sunt foarte utile. Deci, noile competențe pe care angajații le dezvoltă este o altă recuperare a investițiilor pe care dumneavoastră le veți face, care desuri nu este luată în considerată, deoarece acești angajați sunt foarte flexibile în ceea ce privește găsirea de noi soluții, astfel încât să acomodeze o posibilitate de a avea parte de beneficii mutuale pentru dânșii și pentru companie. Astfel,
revenind la aceste politici care sunt sensibile la dimensiunea de gen și la dimensiunea de familie, aș dori să spun că aceste politici, într-adevăr, reprezintă un mijloc pentru a duce la creștere economică. Și aceasta trece dincolo doar de politici de ce țin de ocuparea pe piața muncii. Deoarece am văzut acest video acum și din aceste considerente nu vreau să pun accentul pe cantitățile sau rezultatele cantitative din aceste politici, dar vreau să pun accentul pe rezultatele calitative. În primul rând, vom încerca să facem, să oferim posibilitatea să avem parte de muncă decentă, astfel încât și bărbații și femeile să aibă parte de alegeri egale. Și în cel de-al doilea rând, să nu uităm că de asemenea, acest serviciu de îngrijire de partea femeilor și bărbaților să fie distribuit în mod egal. Investirea și promovarea acestor politici care sunt responsive și care sunt sensibile la dimensiunea de gen și cea de familie sunt foarte importante, deoarece investițiile în astfel de politici, într-adevăr, generează un posibilitate de a reduce sărăcia și de asemenea aduce o posibilitate de a avea parte de nivel mai înalt de educație pentru copii, de un nivel mai redus în ceea ce privește bolile în rândul copiilor și să nu uităm că această investiție de asemenea este una inteligentă, este una smart. Deci, pentru a concluziona, vreau să reiterez din nou că UNFPA Republica Moldova într-adevăr își propune drept scop să conlucreze cu toate aceste companii astfel încât să fortifice politicele prietenoase familiilor în cadrul acestor companii, de asemenea să promoveze aceste beneficii într-o beneficiul tuturor. Și din nou vreau să mulțumesc Agenția Austriace de Dezvoltare și de asemenea acestor companii campioane care și-au preluat aceste estafete și de asemenea vreau să cred în această schimbare pozitivă. Deci vorbim despre un mediu de afaceri inteligent care va duce la niște schimbări reciproce și beneficii pentru toți. Pentru aceste precizări importante, doamnelor și domnilor, am discutat cu Nighina Bazada, reprezentantă rezidentă Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova. Trebuie să menționăm că acest proiect nu ar fi fost posibil fără susținerea financiară oferită de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, care este un partener important pentru UNFPA. Mai mult ca atât, Austria este unul dintre promotorii egalității de gen, susținând activități care oferă bărbaților și femeilor pentru a reuși să asigure un echilibru în viața profesională și personală. Acum țin să o invit pe excelența sa, doamnă ambasadoare Stella Avalone, să intervină cu un mesaj de susținere pentru companiile private antrenate în acest proiect. Your Excellency, the floor is yours. Mulțumesc, bună ziua! Vă mulțumesc și bună ziua, dragi parteneri, dragi colegi, de asemenea, dragă Nagina Bazada, reprezentanta rezidentă UNFP, dragă doamna Aluna Crețu, reprezentanta Ministerului Sănătății și, de asemenea, dragă domnule Sergiu Harea, din partea Camerei de Comerț și Industriei. Îmi face mare plăcere să fiu aici cu dumneavoastră astăzi și, de asemenea, pe parcursul acestui eveniment, noi vom crea un cadru de cooperare pentru colaborare în continuare în ceea ce privește promovarea politicilor prietenoase familiilor. Austria este unul din campioane pentru egalitatea de gen. Este un principiu care este incorporat în asistența noastră pentru dezvoltare și, de asemenea, în programele pe care le implementăm în Republica Moldova. În calitatea de partener cheie al UNFPA în Republica Moldova, de asemenea, și un partener la nivel regional, noi conlucrăm astfel încât să extindem oportunitățile pentru femei și bărbați în ceea ce privește echilibru între viața profesională și cea de familia. Este parte din proiectul nostru de regional pentru politicile responsabile și sensibile la dimensiunea de familie și de egalitate care este realizat în Balcanii de Vest și în Republica Moldova, implementat de către UNFPA și susținut de
către Agenția de Dezvoltare Austriacă, care își propune drept scop să extindă oportunitățile pentru femei, astfel încât acestea să-și întrunească aspiratele de familie, fertilitate și cele profesionale. Astfel, UNFPA, cu suportul Austriei, a stabilit parteneriate cu companii din sectorul privat, astfel încât să promoveze acest principiu din Albania, Kosovo, Republica Moldova, și îmi face mare plăcere că avem astăzi aici prezent și colegii noștri din Kosovo și Albania. Dovezile ne arată că astfel de politici la nivel național, dar și cele implementate la nivel de sector privat, într-adevăr sunt niște instrumente importante pentru a redistribui acele servicii de îngrijire neachitate, nerambursate, astfel încât și bărbații și femeile să-și realizeze aspirațiile lor. Egalitatea de gen și de asemenea abilitarea femeilor, într-adevăr, este o precondiție pentru reducerea sărăciei, dezvoltarea economică și dezvoltarea socială. Să nu uităm că stereotipurile de gen limitează posibilitățile femeilor atât la nivel de gospodărie, cât și la nivel de societate. Inegalitățile pe piața muncii, într-adevăr, sunt catalizate de acele responsabilități pe care le au femeile în ceea ce privește creșterea copiilor, grijă de membrii familiilor, deoarece aceste griji trebuie să fie redistribuite în mod egal între femei și bărbați. Aici, sectorul privat este un partener critic în catalizarea unei dezvoltări durabile și în promovarea egalității de oportunități pentru femei și bărbați. Din aceste considerente vreau să felicit cele 5 companii campioane care sunt aici prezente astăzi și care și-au asumat angajamentul pentru acest proiect. Orange Moldova, Panelino, Fidesco, Premier Energy Distribution și Asena Textil din Găgăuzea. Deci, într-adevăr, acestea schimbări în modelul de business, în practica de resurse umane, în comunicarea externă, ar putea avea niște implicații enorme prin implementarea acestor politici și practici, astfel încât să susținem responsabilitățile tuturor angajaților, nu doar numai acelea femeilor pe plan de îngrijire în familie, va avea un rol important în ceea ce privește recunoașterea bărbaților în calitatea de îngrijitor și astfel se va reduce presiunea pe femei și astfel le va oferi posibilitatea să-și realizeze aspirațiile profesionale. Eu sper că aceste parteneriate vor dezvolta soluții care vor oferi posibilități și oportunități egale pentru familii, pentru bărbați și pentru femei în familie și în viață profesională. Austria este un partener pentru egalitatea de gen și noi vom continua parteneriatul nostru solid cu UNFPA pentru a asigura că femeile, bărbații și copiii să beneficieze de politici și inițiative responsabile și sensibile la dimensiunea de gen și cea de familie și să asigurăm ca femeile, bărbații și copiii se beneficieze de aceste politici naționale care sunt promovate de către guvern. Realizarea egalității de gen, așa cum este consfințită în agenda 2030 a ONU, nu este o sarcină ușoară, este o sarcină pentru toți noi. Din aceste considerente, cred eu că angajamentul tuturor acestor 5 companii, într-adevăr, arată un exemplu pentru faptul că sectorul privat este angajat și are parte de angajamente față de angajații săi, familiile angajaților și societatea în întregime. Și de asemenea există studii sociale care arată în mod clar că în momentul în care femeile sunt mult mai implicate în forța de muncă, acest fapt are un impact de asemenea și asupra produsului național brut al țării respective, deoarece se dezvoltă politici care sunt prietenoase familiilor și dimensiunii de gen. Și acest într-adevăr duce la o dezvoltare economică care susține creșterea economică a țării. Deci nu doar numai că familiile au parte de o mai bună balanță și echilibru între viața de familie și cea profesională, dar mai este și un factor cheie pentru dezvoltarea economiei. Vă mulțumesc mult și încă o dată vreau să subliniez faptul că este o unică modalitate de a implementa principiul de calitate de gen și de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Și încă o dată vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și pentru prezența la această întrunire. Vă mulțumesc pentru atenție! Pentru suportul dumneavoastră și al Agenției Austriece pentru Dezvoltare în posibilitatea de a realiza acest proiect și în parteneriatul pe care l-am stabilit.
Un alt partener durabil în realizarea acestui proiect este Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. O invit pe doamna Leona Crețu, șefa Serviciului Politici Demografice, să ne comunice despre politicile familiale sensibile la gen dezvoltate din țara noastră. Doamna Leona, vă rog. Mulțumesc. Excelență, doamna ambasadoare Stella Valone, doamna reprezentantă rezidentă UNFPA Moldova, Nighina Bazade, stimați parteneri, dragi colegi, din partea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, exprimăm sincere mulțumire Agenției Austriece pentru Dezvoltare, Fondului ONU pentru Populație și Camerei de Comerț și Industrie pentru finanțarea și implementarea proiectului și, nu ultimul rând, ne exprimăm gratitudinea pentru companiile campioane Orange Moldova, Panelino, Fidesco, Premier Energy Distribution, Asena Textil, care au acceptat să ofere angajaților oportunități reale de a combina munca cu viața de familie, principiu foarte important pentru corelarea priorităților sociale cu cele economice și reducerea decalajului de angajare între femei și bărbați. Totodată, practicile altor state demonstrează că astfel se facilitează atragerea și reținerea forțe de muncă calificate. În contextul crizei demografice din Republica Moldova, investițiile în politici prietenoase sunt foarte importante. Comportamentul reproductiv al populației depinde în mare parte și de divizarea egală a responsabilităților de îngrijire între mamă și tată, care reprezintă una dintre măsurile de bază ce asigură echilibrul dintre viața profesională și viața personală. Stimulentele financiare, în egală măsură cu asigurarea concilierii profesionale cu cea de familie și oferirea serviciilor sociale, pot avea un impact pozitiv în redresarea situației demografice, inclusiv prin sporirea ratei natalității și bunăstării familiei cu copii. În acest scop, au fost realizate un șir de măsuri de politici în vederea consolidării principiului egalității de gen și cel al reconcilierii vieții private cu cea profesională, în special prin introducerea concediului paternal de 14 zile, extinderea serviciilor de creșă prin finanțarea directă din bugetul de stat, reformarea concediului de îngrijire a copilului, ca acesta să fie mai scurt, mai bine plătit, cu implicarea mult mai semnificativă a taților. Totodată au fost efectuate modificări în codul muncii, care oferă posibilitatea prestării muncii la domiciliu și munca la distanță. Inclusiv în scopul asigurării echilibrului dintre muncă și familie, egalității de gen, bunăstării economice și sociale și alte aspecte demografice, a fost desfășurat pentru prima dată în Republica Moldova studiul generației și gen, care este unul dintre cele mai complexe studii demografice la nivel global. Datele acestui studiu vor fi utilizate în elaborarea de politici publice care să răspundă la schimbările demografice din Republica Moldova. Pe final, îmi rămâne doar să ne urăm succese tuturor în realizarea principiilor sus enumerate, din care vom avea de câștigat toți. Vă mulțumesc! Doamna Crețu, și noi vă mulțumim foarte mult pentru parteneriatul constructiv pe care l-am dezvoltat pe parcursul anilor cu UNFPA. Și vreau să menționez că un alt partener important care ne-a ajutat să stabilim un dialog constructiv cu companiile campioane ale acestui proiect este Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, ne va povesti despre importanța acestui dialog dintre sectorul privat și sectorul public pentru a oferi mai multe oportunități angajaților. Domnule președinte, vă rog. Da, vă mulțumesc, doamna Rusu. Excelență, doamna ambasador, stimată Nighina Abasadze, stimată Alena Crețu, onorată asistență, mă simt onorat să particip astăzi la sedarea celor 5 acorduri cu companiile membre ale Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, companii care s-au oferit să fie parte acestui proiect, zic eu, foarte important pentru economia Republicii Moldova și pentru țară în general. Politicile de gen sunt unele foarte importante, zicem noi, cei care reprezentăm mediul de afaceri,
pornind de la faptul că mare majoritatea timpului, dacă să ne uităm fiecare care suntem aici în fața ecranilor, ne petrecem la locul de muncă. Iar aceste politici orientate spre familie, spre egalitate de gen, creează acea comoditate pentru toți noi, pentru a avea oportunitatea muncii mai bună, pentru a avea un mediu corespunzător competitivității la care este supusă o companie, este supusă o activitate în ziua de astăzi. Vreau să aduc sincere mulțumiri celor care au susținut acest proiect, este vorba despre Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, cu care avem mai multe cooperări și pe segment economic. Este Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, care a manifestat tot timpul o deschidere față de companii și, nu ultimul rând, vreau să mulțumesc companiilor membre ale Camerei de Comerț și Industrie, este vorba despre Orange Moldova, despre Panelino, despre Fidesco, Premier Energy sau Axenac Textil, care împreună cu noi toți vor implementa acele recomandări și acele suporturi care vin din partea cât a partenerilor de dezvoltare, cât a consultanților, dar și împreună vom elabora anumite propuneri de modificări a politicilor care sunt în Republica Moldova. Zic eu că din partea celor peste 5.000 de angajați acestor companii, în finalul implementării acestui proiect vom avea numai cuvinte de laudă și de mulțumiri donatorilor, dar și celor care implementează acest proiect, astfel încât vom ține angajați aici în Republica Moldova, vom crește competitivitatea companiilor autohtone și în final vom avea o economie mult mai dezvoltată. Urez succes colegilor care implementează acest proiect, urez succes tuturor celor care vor beneficia ca urmare a implementării acestui proiect și încă o dată sincere mulțumiri celor care au pus umărul la dezvoltarea proiectului dat. Și nu în ultimul rând, urez sănătate tuturor. Mulțumim foarte mult, domnule președinte, pentru parteneriatul durabil, pentru mesajele dumneavoastră de susținere și pentru toate activitățile pe care le facem împreună pentru a atinge acele obiective și deziderate comune. Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru intervențiile și pozițiile expuse și acum, conform agendei, următorul panel constă în prezentarea angajamentelor sectorului privat din Republica Moldova de a promova politici favorabile familiei la locul de muncă. Compania Panelino este specializată în fabricarea produselor de patiserie după rețete tradiționale, utilizând tehnologii moderne. La realizarea acestui scop lucrează circa 200 de angajați. În acest sens, o invit pe doamna Diana Donțu, directoarea executivă Panelino, să ne spună ce i-a motivat să accepte provocarea noastră de a face parte din proiect și de a promova politici prietenoase familiei la locul de muncă. Doamna directoare executivă, aveți cuvântul. Doamna Donțu, vă rog să porniți microfonul, fiindcă nu vă auziți. Bună ziua! Doamna ambasadoare, doamna Stella Avalone, doamna Negina Bazada, stimate domnule Sergiu Hare, președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, stimați parteneri și colaboratori ai acestui proiect, Panelino este onorată că a fost aleasă printre una din companiile campioane participante în acest proiect și sper să-l realizăm până la capăt. Una din premizele cele mai importante care a servit pentru implicarea în acest proiect este faptul că cea mai importantă resursă a companiei noastre sunt oamenii. 90% dintre angajații noștri sunt femei care lucrează de 15, 10, 7, 5, 3 ani în cadrul companiei și iată că intervine acel moment când trebuie să-și îndeplinească rolul de mamă. Lipsa acestor angajați care sunt foarte efectivi, productivi și foarte buni în domeniul pe care îl practică timp de 2-3 ani de zile lasă un impact negativ asupra activității societății pentru că sunt
suntem nevoiți să avem costuri mult mai mari de implicare și recrutarea altor persoane noi care să le ocupe pozițiile persoanelor care au plecat. Totodată și aceste femei care absentează pe o perioadă lungă de timp își pierd din capacitățile și cunoștințele care sunt acumulate, apar și acele frustrări pentru că nu se mai realizează pe plan profesional, dar apar doar chestiunile care sunt legate de copil și viața de familie. Și după o perioadă de 3 ani de zile când revin la muncă, perioada de încadrare este destul de dificilă, nu sunt atât de flexibile persoanele și deseori acest impact se soldează cu demisia persoanei pentru că nu mai face față schimbărilor care au intervenit în companie. De aceea tindem să susținem mămicile să aibă un echilibru între viața de familie și viața profesională ca să revină mult mai devreme din concediul de îngrijire a copiilor, iar nu ca să beneficiem de toate cunoștințele și investițiile pe care le-am făcut, dar în același timp să organizăm anumite creșe, locuri speciale unde ele să fie capabile să-și lase copiii, să fie în siguranță că copiii lor au acces la educație, la dezvoltare și în așa mod va interveni și acea armonie că, uite, ea se realizează și pe plan profesional și copilul are acces la toate facilitățile de dezvoltare. În același mod și în egală măsură susținem și tinerii tătici în participarea în cadrul vieții de familie, pentru că am observat deja în mai multe studii din companie că majoritatea femeilor sunt acele care se ocupă de copii și toate chestiile casnice, bărbații participă mai puțin din cauza lucrului pe care îl au, apar frustrările, nemulțumirile și în așa mod, adică ne-am gândit că ar fi bine ca bărbații să se implice mai mult, să încurajăm toți bărbații pe care îi avem undeva 60 la număr ca să-și ia concediu de îngrijire a copilului, dar în același timp să-și continue munca în cadrul întreprinderii, fie la distanță, fie cu un program redus, pentru că noi deja din studiile și din proiectele pe care le-am avut, am înțeles că un angajat mulțumit, fie femeie, fie bărbat, din punct de vedere profesional și familial, se soldează cu o productivitate mai mare la locul de muncă, cu armonie în familie, iar armonia din familie, desigur, se transpune în servicii, produse calitative și sigure și ca într-un lanț trofic, un serviciu calitativ și sigur se transpune și în mulțumirea clientului și creșterea nivelului de satisfacție. De aceea, prin acest program, Panelino speră că va reuși să implementeze mult mai multe politici prietenoase familiei și promovării egalității de gen la locul de muncă. Sperăm ca să avem o colaborare cât mai fructuoasă și să ne realizăm toate companiile, obiectivele pe care ne le-am pus în acest proiect. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați selectat și vă dorim tuturor mult succes în continuare. Doamna directoare Donțun, și noi vă mulțumim că ați împărtășit cu noi experiența companiei Panelino. Acum Orange Moldova, care este parte a grupului Orange, unul dintre liderii mondiali în servicii de telecomunicații, în care activează o echipă de peste 1500 de angajați, dintre care 47% sunt bărbați, iar 53% femei. Alături de noi este doamna Elvira Neamțu, directoarea Departamentului Resurse Umane Orange Moldova, și vreau să o invit pe doamna Elvira să avem o discuție ce ține de opțiunile sau politicile care sunt dezvoltate în cadrul companiei Orange pentru a oferi angajaților mai multe oportunități de a îmbina viața personală cu cea profesională. Da, vă mulțumesc, doamna Rusu. Bună ziua tuturor, stimată audiență, doamna ambasadoare Stella Valone, doamna reprezentantă ONU Nigina Abashadze, stimați colegi, suntem și noi bucuroși că suntem printre cele 5 companii campioane care poate să împărtășească experiența companiei cu, să zicem, cu restul Moldovei, da? Fiindcă noi
vrem să facem o diferență și pentru Moldova, dar să beneficiem și de experiența celorlalți pentru a îmbunătăți politicile prietenoase familiei pe care le avem, putem să le implementăm în companie. Noi la Orange, pentru noi la Orange, bunăstarea fiecărui angajat este foarte importantă, dar și starea de bine este foarte importantă. Cu atât mai mult știm despre asta acum, în perioada asta de pandemie, când lucrurile s-au schimbat foarte mult și valorile și-au schimbat un pic focusul. Da? Deci familia a devenit foarte prezentă în viețile noastre. Atunci când lucrăm de acasă și suntem nu doar noi cei care lucrăm, dar și copiii noștri, soții, soțiile, deci familia este, devine centrul universului. Noi la Orange avem deja un spectru foarte larg de beneficii pentru angajați și o bună parte din ele, din aceste beneficii, sunt beneficii prietenoase familiei. Astfel avem suport financiar pentru fiecare angajat care are un eveniment familial, fie unul bucuros, să zicem, da, deci căsătorie, nașterea copilului, dar și evenimente mai triste. De asemenea, avem un suport pentru fiecare copil al angajatului, un suport lunar pe care îl facem deci de la nașterea copilului până la vârsta de 18 ani. Deci este un suport substanțial, un efort substanțial din partea companiei, dar este foarte apreciat de către angajați. Ne gândim și la cei dintre angajați care vor să-și îmbunătățească condițiile de trai. Da? De ce prin intermediul Orange, fiecare angajat care are o vechime de cel puțin un an în companie, poate să acceseze un credit ipotecar. Evident că sunt foarte mulțumiți angajații care au deja o familie, dar și cei care planifică să-și întemeieze o familie. Da? Deci în cererea lor chiar așa și ne scriu. Deci planific să-mi întemeieze o familie, de ce vreau să accesez acest credit ipotecar. Bine, mai avem și alte beneficii, nu o să le spun pe toate acum. Vreau să zic că noi cu mare interes am intrat în acest proiect, fiindcă știm că oricând este loc de mai bine. Chiar dacă nouă ne se pare că avem o listă foarte mare, dar sunt sigură că vom putea beneficia și de experiența altor companii, care ne va ajuta să îmbunătățim încă mai mult spectrul de beneficii oferite angajaților. Inclusiv, numai ce am auzit de Ana Donțu, care spunea despre niște, mă rog, sau creșe sau suport special pentru mamele care doresc să se întoarcă la serviciu un pic mai devreme decât prevede legea. Și apropo, probabil că și cadrul legal ar putea să ne ajute pentru ca aceste femei să fie active în viața economică a țării, deoarece suntem siguri că ele vor aduce un mult mai mare folos atunci când vor reveni în rândul angajaților activ în companie. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate și suntem foarte dornici să începem proiectul și să auzim toate experiențele frumoase și să le împărtășim și noi cu toți cei care vor fi în proiect. Vă mulțumesc! Doamna Neamță, și noi vă mulțumim pentru faptul că ați împărtășit cu noi acele practici deja existente în cadrul companiei Orange, dar și pentru deschiderea de a îmbunătăți și de a testa, sau să zic, aplica și alte politici prietenoase familiei la locul de muncă, reieșind din bunile practici ale altor companii. Acum despre Premier Energy Distribution, care este cel mai mare operator privat al Sistemului Național de Distribuție a Energiei Electrice din Republica Moldova, ajungând în gospodăriile noastre a peste 900.000 de consumatori din centrul și sudul țării. În cadrul acestei companii activează peste 700 de angajați, iar 70% dintre aceștia sunt bărbați. Cu noi astăzi alături este domnul José Luis Gómez Pascual, manager de țară Energy, Premier Energy Distribution, pe care vrem să-l întrebăm care este impactul politicilor prietenoase familiei asupra mediului de afaceri. Ori cu această companie noi deja avem
realizate rezultate frumoase și cred că domnul director ne va relata despre acest lucru că pe versoul facturii pentru luna aprilie de energie electrică va fi inserat mesaje și text util cu ce ține de concediu de paternitate și alte garanții sociale pe care legislația le oferă taților pentru a fi în primele zile de naștere a copilului. Domnule José Luis, vă rog, aveți cuvântul. Bine, mulțumesc, o să bună tuturor și eu vă vorbim puțin în română, după ce este în limba engleză, dar adevărat, acum azi, eu cred, azi, ieri, noi am început, noi am pus, no, pe factura noastră, am pus un mesaj cu pentru a promova, no, concediul parental. Nu numai în factura, la fel în companie, noi promovăm la fel această posibilitate și avem numai mult, dar începe, no, de niște angajați au optat, no, bărbați, pentru a folosi această posibilitate. Și, de adevărat, acest proiect pentru noi este foarte important. Noi suntem mulțumim care ai gândit la noi pentru a face fie parte din acest proiect. Noi vrem la fel, în primul loc, învăța care sunt practicele că alte companii, cum am spus colegii mai înainte, folosit și la fel noi putem împărtăși care este experiența și politicile noastre. Și, yes, we're very happy to be in this project. Indeed, in și our blog. Da, suntem foarte fericiți să fim în acest proiect, deoarece, într-adevăr, mereu noi avem grijă de persoane, deci noi avem deja de foarte multe politici pentru a echilibra viața de familie și viața profesională. Și noi credem că până într-un final, de fapt, locul de muncă este al două familii, nu? Unde majoritatea petrece foarte mult timp. Uneori chiar petrece mai mult timp în această familie decât în familia de acasă. Din aceste considerente, trebuie să creăm un mediu de lucru corespunzător, astfel încât toate provocările să fie mai bine soluționate, astfel încât să avem parte de program de lucru flexibil, astfel încât în cadrul companiei să avem parte de beneficii pentru client, pentru angajat, pentru toți. În ce se privește responsabilitatea față de calitatea de gen, noi avem parte de politici în cadrul companiei în această ordine de idei, deoarece avem aceeași responsabilitate și aceeași remunerare care este oferită angajaților noștri. Da, într-adevăr, în cadrul companiei ne avem mai mulți bărbați, dar avem și femei, chiar și în comitetul nostru de conducere. Deci noi avem circa 33% de femei și noi, într-adevăr, suntem foarte, foarte mândri de acest fapt. Și nu doar deoarece avem acest sistem de cotă, dar avem și aceste angajamente din partea companiei, deoarece, într-adevăr, noi ne propunem drept scop să promovăm cu mult entuziasm acest principiu și pentru a face parte în acest proiect. Mulțumesc, eu sigur. Vă mulțumim foarte mult, domnule director. Acum, compania Fidesco este unul dintre liderii comerțului în domeniul alimentației publice în Republica Moldova, în cadrul cărei activează peste 1000 de angajați. Și îl invit pe domnul Veceslav Pulber, director Fidesco, să ne vorbească despre așteptările proiectului, despre deci, bunele practici pe care compania intenționează să le implementeze pentru a oferi mai multe oportunități angajaților Fidesco. Domnule director, vă rog. Bună ziua! Suntem bucuroși foarte mult să participăm în programul DAP și sperăm că implementarea continuă a politicilor prietenoase familiei la compania noastră va spori gradul de fericire a angajaților noștri.
Vă mulțumesc foarte frumos. Domnule director, noi vă mulțumim foarte mult că ați găsit timp să fiți alături de noi și să veniți cu acest mesaj de susținere pentru toate companiile. O altă companie care este antrenată în proiect și care dorește foarte mult să îmbunătățească politicile familiale din cadrul companiei este Asena Textil. O întreprindere care este specializată în confecționarea îmbrăcăminte și a accesoriilor, numără peste 1670 de angajați și preponderent sunt femei. O invit pe doamna Ludmila Sers, directoarea executivă, să ne vorbească despre importanța politicilor sensibile la gen în sectorul privat. Doamna director, vă rog. Спасибо, госпожа Анеля. Добрый день всем участникам сегодняшнего мероприятия. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua. Salut toți participanții. Noi știm că egalitatea de gen este unul din drepturile fundamentale ale omului, dar în regiunea noastră noi observăm că există anumite stereotipuri de gen care împiedică, cu regret, împiedică ca resursele de muncă să fie distribuite în mod egal și este un impediment evident în participarea bărbaților în educarea copiilor și de asemenea în îngrijirea părinților. Și iată de ce aceste politici sunt o componentă foarte importantă a realizărilor globale și ca urmare pentru noi, pentru angajatori, să avem angajați, aceasta permite să avem angajați pozitivi și Asena Textil, fără a ezita, s-a alăturat acestui proiect în colaborare cu UNFPA și cu Camera de Comerț și Industrie. Noi suntem siguri că experiența internațională, cunoștințe noi, cu siguranță ne va ajuta să îmbunătățim munca bărbaților și femeilor și să depășim stereotipurile de gen. Atunci când în familie este armonie și susținere reciprocă și nu există stereotipuri legate de împărțirea datoririlor casnice, atunci această persoană, acest angajat vine la muncă liniștit, este foarte atent, nimic nu îl sustrage de la muncă, adică nu îl sustrag problemele familiale. Aceste persoane muncesc mai ușor și munca lor este mai calitativă. La moment avem politici sociale care sunt îndreptate către protecția femeilor însărcinate și mămicilor care alăptează și unul din principalele proiecte la moment care este în perioada de negociere cu Comitetul Executiv din Găgăuze este deschiderea unei grădinițe sau mai bine zis unei creșe. Fabrica noastră se află în Congaț și cu peste 1000 de angajați, mulți părinți au copii cu vârstă preșcolară și noi suntem siguri că realizarea acestui proiect va asigura cu confort toți angajații noștri. Părinții vor munci în liniște știind că copiii lor sunt alături. Ce așteptăm de la acest proiect? Noi am dorit să cultivăm în rândul angajaților noștri niște valori familiale corecte. Am vrea să spargem toate stereotipurile de gen care împiedică bărbații noștri să îndeplinească anumite roluri sociale în familie care posibil le vor da, bine, nu este posibil, dar cu siguranță le vor da niște emoții pozitive, vor fi implicați în îngrijirea copiilor, în educarea copiilor, vor susține familiile cu copii mici, cu copii cu dizabilități. Noi ne dorim ca femeile noastre nu doar să își cunoască drepturile, dar să le și realizeze și ne dorim să vedem angajați sănătoși și mental și fizic, ceea ce va influența cu certitudine productivitatea și calitatea activității noastre. Mulțumesc organizatorilor pentru că ne-ați implicat în acest proiect și așteptăm cu nerăbdare să începem proiectul. Mulțumesc! Mulțumim că faceți parte din acest proiect.
Și după cum putem observa, genurile de activitate ale celor cinci companii campioane sunt diferite, dar toate companiile au un singur scop: să dezvolte politici prietenoase familiei la locul de muncă pentru angajații lor și să ofere mai multe oportunități femeilor. Fiindcă tot mai mult și mai multe exemple din țările UE și nu doar, demonstrează faptul că existența unor practici de susținere în sectorul privat poate aduce la îmbunătățiri semnificative în viețile angajaților, precum și ale familiilor lor. Vă mulțumim încă o dată că ați acceptat să faceți parte din această inițiativă în premieră pentru Republica Moldova, care acoperă și alte țări din regiune, cum am menționat, Kosovo și Albania, și propun să trecem la partea cea mai importantă a acestui eveniment, și anume semnarea memorandumurilor de colaborare. Doamnelor și domnilor, se semnează memorandumurile de colaborare între UNFPA și cinci companii din sectorul privat: Orange Moldova, Panelino, Fidesco, Premier Energy Distribution și Asena Textil. Deci, felicitări, dragi parteneri, succes în continuare! Astăzi am formalizat relațiile de parteneriat în cadrul proiectului și ne angajăm împreună să cooperăm pentru îmbunătățirea politicilor și a practicilor familiale sensibile la gen în sectorul privat, prin crearea de bune practici care pot fi replicate în țară. O invit pe doamna Nighina Bazada să încheie acest eveniment minunat. Yes, sorry, I couldn't unmute myself. Yes, da. Dragi colegi, avem o realizare, avem o mare realizare. Vedem că toate companiile care sunt parte din această inițiativă deja au implementat un șir de măsuri în ordinea dată de idei, deci sunt sigură că în conlucrarea noastră de mai departe vom avea și mai mult succes și vom avea mult mai multe companii care vor adera la această inițiativă. Mulțumim doamnei Diana din partea Panelino, doamnei Elvira din partea Orange Moldova, îi mulțumim lui Jose din partea Premier Energy. De asemenea, cunosc faptul că Premier Energy de asemenea ne pregătește și o surpriză frumoasă pentru toată populația din Republica Moldova, despre care vom vorbi un pic mai târziu. De asemenea, vreau să-i mulțumesc domnului Vyacheslav din partea Fidesco și domnului Ludmila din partea Asena Textil. Ce vreau să menționez este că, da, este important să avem parte de un angajament din partea companiilor, dar este bine că avem angajament și din partea managerilor executivi al acestor companii. Și acest fapt trebuie să fie apreciat înalt, deoarece mesajele pe care managementul de vârf al companiilor diseminează și promovează are o valoare enormă. Deci, din aceste considerente, eu cred că acest angajament este foarte important, mai cu seamă pentru companie și pentru alții. Vreau să mulțumesc din nou pentru Agenția de Dezvoltare Austriacă pentru angajamentul pentru promovarea egalității de gen în Republica Moldova, la TSM și la nivel regional. Deci, într-adevăr, noi vom încerca să facilităm experiența din Austria în Republica Moldova, dar de asemenea și de multe alte țări, deoarece sunt și alte țări care au preluat această inițiativă. Deci, vom încerca să avem parte de partajare de experiență în toate țările implicate. Sunt sigură că vom avea parte de o bună colaborare cu toți dumneavoastră și sunt sigură că vom avea și un alt eveniment care va fi organizat la mijlocul lunii mai, care de fapt se va concentra pe conceptul de responsabilitate, și vreau să vă mulțumesc din nou pentru faptul că aveți acest angajament față de politicile sensibile la dimensiunea de gen, la dimensiunea de familie și pentru semnarea celor memorandumuri de astăzi. Deci vă mulțumesc tuturor, felicitări tuturor!
reprezentantă rezidentă Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova, dragi parteneri, stimați jurnaliști, vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi, urmăriți-ne în continuare, fiindcă în cadrul proiectului vor urma evenimente foarte interesante și frumoase. Vă dorim o zi bună în continuare și succes în implementarea acordurilor și memorandumurilor pe care noi astăzi le-am semnat. Vă doresc o zi bună, la revedere! Mulțumim, la revedere! Mulțumim!